Bună dimineața! Bună dimineața! Avea Alex o introducere pentru tine, Alex. Aveam o introducere, că două căprioare au aterizat la noi în platou. Nu era asta. Dar merge și asta. Da, poate fi, poate fi. Dar apoi am văzut atâția copii pe aici, am gândit să fiu așa în ton cu, măcar cu salutul, da. Dacă nu și cu evenimentele. Bineînțeles. Da. Deci, Alex, mai sunt evenimente. Deci nu s-au terminat. Mă gândeam că s-a dus festivalul, gata, până la anul nu mai avem nimic în Sibiu. Nu, acum... Totuși, festivalul de teatru nu e chiar singurul festival. E cel mai mare, dar nu singurul. E cel mai mare, să zicem, cel mai mediatizat în Sibiu, cel puțin. Am o curiozitate. Știu că Alexandra undeva pe miercuri marcase 5 spectacole din cadrul festivalului. Tu câte ai marcat? Și a fost la toate? Ai fost la 5 spectacole? Miercuri, nu mai știu miercuri, la câte astăzi, la final de câte... A, până acum, nu știu, în prima zi am fost la 3, asta e sigur. Am fost împreună, dragă. Da, și apoi cam la 2 spectacole pe zi, cam așa am fost. Wow! Deci nu, nu se compară aproximativ, nimeni. Au fost seri în care am fost doar la un spectacol, dar în general am fost, da, la destul de multe. Da. Oh, ok. Și la ce ar trebui să mergem noi de săptămâna asta începând? Pentru că începe o nouă viață, gata. O nouă era. Mai există viață după Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu? Asta e marea întrebare. Putem să scriem o carte despre asta. Și mai există viață pentru că suntem totuși în perioada festivalurilor și urmează, cum ați zis și voi puțin mai devreme, Festivalul Internațional de Film Transilvania, TIFF Sibiu. Acolo, mă rog, evenimentul se va desfășura în perioada 19-23, deci de joi până duminică, și puteți vedea filme. În general, proiecțiile vor avea loc în Piața Mare, în aer liber. Deci fără bilet? Cu bilet, dar unele au intrare liberă. Deci sunt combinate. Combinate. Da. Care mai sunt locațiile unde putem vedea filme din cadrul festivalului TIFF? Și la Teatrul Gong, și la Cisnădioara, din ce am văzut, și în Dumbrava Sibiului, în muzeul în aer liber. Ok. Bun, deci avem pe listă TIFF. Avem TIFF. Avem un eveniment poate mai puțin obișnuit, dar care deja are loc în Sibiu de câțiva ani încoace, și anume Transilvania Tattoo Expo, o convenție de tatuaje internațională, practic un eveniment care adună artiști din toată lumea, cam 60 de artiști, am înțeles, de pe 3 continente, chiar și din Noua Zeelandă vor veni. Știi cumva câte ediții? Dacă nu mă înșel, 5. Nu știu. Poate dacă... ne alegem și noi cu un tatuaj. Alex, cred că voi avea de unde alege, pentru că vor fi foarte mulți și vor fi foarte interesante. Am înțeles că se vor ține și 2 seminarii indoor, deci undeva în sala studio, probabil, de la Casa de Cultura Sindicatelor, unde va avea loc evenimentul. Și la aceste seminarii, care mie mi se par foarte interesante, în primul rând vom putea afla cum tendințele din pictură și grafică se pot aplica în tatuaje, în această artă, o nouă artă. Deci avem artiști în toată regula. Da, și pe lângă asta putem afla ce înseamnă să fii, de fapt asta e și deviza, Smart Ink. Cum putem să ne facem tatuaje în mod inteligent, adică să avem grijă să mergem întotdeauna la profesioniști și așa mai departe. Smart vine de la faptul că Sibiu e smart la lumea acesta. Dar eu sunt curios, smart. Nu știu dacă ați observat, dar ieri intram în Sibiu dinspre Alba Iulia și ce văd? Sibiu baroc. Când a fost Sibiu baroc? Da, Sibiu baroc a fost anul trecut, da. Două mari banere erau încă la intrarea din Sibiu de acum, deci într-o jumătate de an, cred că era destul timp să se schimbe banerele alea. Deci banerele enorme, imense, cu Sibiu baroc, bine ați venit. Bine am venit. Dar din păcate nu mai este baroc, este smart anul ăla. Este smart, da. Bun. Ce evenimente mai avem în Sibiu? Dacă vrem să mergem la cinema, în cazul în care până joi când începe TIFF-ul nu mai avem răbdare, putem să vedem Marea Mahmureală, partea a treia. Wow! Da, pentru cei care au văzut primele două părți, probabil deja s-au obișnuit cu stilul și cu personajele, o comedie care acum a ajuns la partea a treia. Foarte frumos! Sperăm să fie la fel de bună calitativ ca și primele două. Da, sau ca să prima. Vedem. Ca prima parte, ca da. Ca prima, cel puțin, da. Mulțumim, Roxana, pentru că ești alături de noi fiecare luni. Vine așa să-ți fac așa, dar nu-ți fac uite după așa, emisie. Uite așa. Mulțumim de asemenea partenerilor noștri, Cristin și Aqua Carpatica, pentru că sunt alături de noi în fiecare dimineață, nu numai în fiecare luni.